Citim un verset din Sfânta Scriptură, versetul desemnat pentru îndemnul din seara aceasta, din Psalmul 119, versetul 9. Cum își va ținea tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău? Amin. Vă invit respectos pentru câteva momente să reocupați locurile. Doresc să vă aduc salutări sfinte din partea Bisericii Happy Valley din Phoenix, Arizona, din partea conducerii Bisericii Happy Valley. Aceste salutări vi le aduc alături de soția mea, Dana, care este împreună cu mine, alături de uh, frații Ștefan Tohătan, Adi Țicaraț și Daniel Sfârcioc, frații în conducerea Bisericii și dumnealor împreună cu soțiile lor. Și de asemenea, cu mai multe familii din Biserica Happy Valley, vă salutăm în numele Domnului și din toată inima dorim bunul Dumnezeu să vă binecuvinteze și să binecuvinteze în continuare această convenție. Amin! Dorim să mulțumim Domnului și dumneavoastră, și Pastorului Nelurus, și Bordului Pastoral și Conducerii Bisericii Elim de aici pentru organizarea exemplară, frumoasă, pentru primirea călduroasă, pentru uh, găzduire, pentru ospitalitate. Domnul să vă binecuvinteze, Domnul să vă răsplătească, întotdeauna ne simțim bine la Florida și în ziua de azi și în seara aceasta, cu atât mai mult pentru că suntem în casa lui Dumnezeu, suntem în locul unde poporul lui Dumnezeu s-a adunat ca să cânte, să se roage, să asculte cuvântul, și împreună să-l onorăm pe cel care ne-a mântuit. Binecuvântat să fie numele Lui. Un scurt îndemn înainte de o rugăciune. Vom face o rugăciune în comun. Acest îndemn din versetul 9 din Psalmul 119 caută să dea răspuns la întrebarea cum. O întrebare foarte simplă și foarte desîntâlnită de când suntem copii, de când începem viața, punem întrebarea cum? Și probabil vă aduceți aminte de primele învățături, sfaturi și lecții primite de la tata sau de la mama, în funcție de locul unde ați crescut. În cazul meu, născând, născându-mă la țară, în România, la începutul anilor 60, printre primele amintiri le am de când l-am întrebat pe tata cum să crapă lemne pe cu toporul. Și tata a trebuit să îmi explice și să-mi arate că este un anumit procedeu, procedură, Folosită ca să nu stai degetele, picioarele sau mâinile și să izbutești. Și mi-a explicat că butucul trebuie să fie drept, și mi-a explicat că lemnul care trebuie crăpat trebuie pus într-un anumit fel ca să fie drept, să nu se răstoarne, și că dacă e un ciot să mergi pe lângă ciot și așa mai departe, deși că dacă te uiți la un video ai impresia că e o chestie foarte simplă. Dar nu e foarte simplă. Trebuie să știi ce faci, până și lucrul acesta. În zilele noastre, dacă ați comandat un cabinet metalic, poate vă aduceți aminte de ultimul care l-ați comandat și a venit cu Amazon, vi l-a uh, uh, pus în fața casei, l-ați despachetat și ați început să lucrați la el, pentru că nu e așa de mare lucru, nu? Îi din câteva bucăți, mânere, sertare, câteva șuruburi. Te-ai uitat la ele, ai văzut că unele șuruburi sunt mai mici, altele sunt mai mari, unele sunt mai lungi, altele sunt mai scurte, dar ai zis că o să iasă până la urmă, mai ales dacă ești bărbat. Probabil că femeia ia cartea prima dată, dar bărbatul ia cartea mai târziu. După ce s-a trezit că a folosit șuruburile mai lungi în locul șuruburilor mai scurte, s-a potrivit s-au potrivit, au fost undeva, au rămas prea lungi în spate, dar pe când a trebuit să instalez ușile, ți-ai dat seama că, ups, le-am folosit în mod greșit. Întrebarea asta, cum, este extrem de importantă, indiferent de ce ai de făcut, mai ales dacă trebuie să faci ceva ce n-ai mai făcut, mai ales dacă trebuie să înveți ceva cum se face în mod corect? E cum? Cineva trebuie să te învețe. Întrebarea asta răsună și în seara aceasta pentru noi și pentru generația tânără. Cum? Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Cum va trăi sfânt un tânăr sau un om într-o lume murdară? Cum va sluji lui Dumnezeu un om? a lui Dumnezeu într-o lume care se închină acum la alți Dumnezei. Cum va fi sfânt, cum va fi curat, cum se va închina în mod corect un om al lui Dumnezeu în zilele noastre? Cum? Pentru că influențele, prieteniile, sursele sunt multiple. Cei mai mulți merg la prietenii de pe Facebook, What do you think about this? How, how should I do it? Și sfaturile vin cu grămada. Fiecare dintre voi știți la ce sunteți conectați și cine vă influențează. Și sfaturile sunt multe. Dar în această seară, Biblia, Sfânta Scriptură, and we say Sola Scriptură, adică numai Scriptura, ne învață cum? Cum își va ținea tânărul curată cărarea? Ascultând la social media, ascultând la Hollywood, ascultând la prietenii de pe Instagram, de pe Facebook sau TikTok sau unde mai sunt, cum? Îndreptându-se după cuvântul tău. Cuvântul lui Dumnezeu, chiar dacă astăzi e călcat de societate în picioare, chiar dacă astăzi este bajocorit, chiar dacă astăzi păcatul este sărbătorit și onorat, cred că Dumnezeu are un popor, cred că Dumnezeu are o generație care se unesc împreună și spun: Doamne, vrem să rămânem pe cărarea ta, îndreptându-ne după cuvântul tău nu după altceva. Și asta e rugăciunea pe care trebuie să o facem în seara aceasta. Vă invit înaintea Domnului să vă ridicați. Aș dori să ne unim în rugăciune, iubiți frați și surori. Ne rugăm pentru noi, ne rugăm pentru copiii și nepoții noștri. Ne rugăm pentru generația care vine. Dacă în generația noastră au fost și alte surse, dar mai puține, dacă noi am învățat de la părinții și bunicii noștri să ascultăm de această carte, să știm că voia lui Dumnezeu se descoperă în această carte, să știm că sursa de putere este în această carte. Să știm că însoțirea lui Dumnezeu se face după această carte. Să știm că pe cărarea mântuirii nu se poate merge decât după instrucțiunile date în această carte. Să ne rugăm ca Dumnezeu să se îndure și de generația care vine după noi, care e provocată mult mai mult și mult mai greu decât cum am fost provocați noi, să ne rugăm ca Dumnezeu să îmbrace cu puterea lui, Dumnezeu să-i umple cu Duhul Sfânt. Și dacă Domnul îi umple cu Duhul Sfânt, Duhul Sfânt te trimite la carte. Pentru că asta e cartea Duhului Sfânt. Cu toți împreună, să ne rugăm pentru noi și generația tânără, Domnul să ne ajute să umblăm pe cărarea lui. Amin.